astăzi, dar este 12:30, iar vlogul de astăzi îl încep abia acum, pentru că n-am avut timp și n-am reușit de dimineață să filmez ceva. A venit Filip de la grădiniță și citim povestea de astăzi ca să facem un pic de nani, pentru că avem planuri astăzi și vrem să stăm până mai târziu, așa că trebuie ca Filip să doarmă. Astăzi citim din această cărticică care se numește Renul Rătăcit, o poveste de Crăciun, care este o carte foarte frumos ilustrată, superbă. Mama? Nu. Ce-ai acolo? Stai, desfăl-l pe tot. Ce ai acolo? Am așa că cercă. Ce e înăuntru? O Chocolat? Kinder. Ce ai acolo? Pentru pisici. Ia să vedem, oare le place? Oare le place? Ia. Care și pufasă. Chidem și calendarele advent. În afară de cel de pe care l-a deschis Filip, astăzi n-am deschis nimic. Ia să vedem ce brânzică mai avem astăzi. Astăzi avem, cred, un cedar simplu. Așa, că prea ne-am obișnuit cu ceapă caramelizată și piper și mai știu eu ce variante am mai avut. Ingrediente pentru Bounty: 300 de grame de nucă de cocos, 300 de grame de lapte condensat, 50 de grame de unt moale topit. Eu am să folosesc dintre acesta de cocos. Dacă tot faci un Bounty pentru un gust și mai pronunțat, n-are niciun sens să pun unt dintre acela normal. Pentru că, na, cu siguranță nu i-ar schimba gustul, nu i-ar da un gust rău, asta în orice caz. Și 300 de grame de ciocolată și asta este tot. Amestecăm cele 50 de grame de unt, mililitri în cazul meu, pentru că l-am ținut în dulap, nu în frigider, nu s-a întărit. Cu cele 300 de grame de nucă de coco și cu cele 300 de grame de lapte condensat și apoi modelez sub formă de Bounty pe care apoi le trec prin ciocolată și le pun la frigider. Și asta e tot, foarte rapid, foarte ușor și foarte, foarte bun. Aș putea să vă transmit mirosul de aici de la mine în bucătărie. Acum am să amestec toate ingredientele, să le încorporez bine. Vă super recomand să încercați rețeta aceasta de Bounty. Vă spun că am mai făcut-o și este mai bune decât cele din comerț. Foarte bune! Și ingredientele sunt atât de simple și se face atât de ușor. Păcat să nu facem mai des în casă, adică nu mâncăm foarte des. Dar dacă tot suntem fani Bounty și îl cumpărăm din comerț, atunci se merită să-l facem. Eu nu mă declar neapărat fană foarte mare, dar îmi place să mănânc din când în când. Gata, nu mai vorbesc, amestec bine și revin. Am să pun și ciocolata la topit între timp. Oh, the light like snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we know. Ideea este cam următoarea, nu puneți ciocolata la topit acum, mai așteptați, pentru că o să trebuiască să formez batoanele de Bounty. Le formați cum vreți voi, de ce dimensiuni vreți voi, dar să fie așa, asemănătoare ca formă cu cele originale și trebuie să date la frigider puțin să se întărească și apoi le dăm prin ciocolată. Deci o să mai las puțin ciocolata, n-am să o topesc chiar acum. Recomand să le puneți pe hârtie de copt ca să le puteți deslipi și asta e tot. Hai să le fac pe toate. Once the candles on the tree glow softly lighting up the lilac snow, then the quiet of the winter night was filled with wonder
and pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung of gifts we've known. Bun, eu le-am modelat pe toate. Să știți că dacă vreți să le faceți perfecte, puteți să le, nu știu, să le cântăriți, să vă iasă exacte, nu știu, nu contează neapărat asta. Poate sunteți mai perfecționiste și atunci vreți să vă iasă mai bine. Le las puțin la frigider, timp în care mai îmi strâng pe aici prin casă, după care le trec prin ciocolată, pun așa niște fulgi de cocoșă. La frigider, la rece și ne vedem când sunt gata. Le las așa să se întărească ciocolata. Mai am aici o farfurie, o Bounty, care cred că s-a înmuiat pentru că... Ia uitați cum s-a întărit. Și asta nu este de la frigider, deja are vreo jumătate de oră de când este scoasă din frigider. Și arată cam așa. Și ies foarte bune. Așa că vă recomand să le faceți. Vreau să vă arăt acum, a doua zi, pentru că eu rețeta de Bounty am filmat-o ieri, dar nu am mai pus un vlog de ieri, pentru că era un vlog foarte lung. Vreau să vă arăt cum arată Bounty. Le-am împachetat așa individual în folie de aluminiu, după ce le-am luat de la frigider, după ce ele deja erau întărite. Arată cam așa. Foarte bine arată, dacă m-a întrebat pe mine, și s-au întărit foarte fain. Vă puteți da seama că s-au întărit? Ia uitați aici. Apropo, să le țineți la frigider. Deci le țineți în frigider. Ia uitați aici. Bounty de casă, făcute foarte ușor și rapid. Chiar s-au întărit. Pum. Deci, am primit un pachetel. Este un cadouaș de la o urmăritoare de aici, de pe YouTube, din Iași. Da. Pentru că am făcut un gest pentru ea, iar ea, draga de ea, mi-a trimis un pachetel cadou pe care nici nu mă așteptam să-l primesc. Doar am desfăcut puțin cutia și am văzut că sunt atât de frumos ambalate toate cadourile. Noi suntem în parcare la Carrefour, am venit să luăm brad, dar nu mai putem să mai așteptăm până acasă să deschidem, așa că o să deschidem acum. Ce să spun? Deci, stați așa. Avem așa, în primul rând, o căsuță superbă, din lemn. E superbă. Doamne, dar ce tare luminează! Ia uitați ce puternic luminează. Mai avem aici un cadou. Da, tot o venit așa împachetat super bine cu folie, cu... Da, avem un cadou așa aici, împachetat cu folie dintre aceasta de bule. Ah, te-am rupt! Doamne, deci vă zic,
super sincer că eu în viața mea n-am văzut cadouri împachetate atât de frumos, cu atâtea, cu atâta atenție la detalii. Ia uitați voi, fiecare cadouaș are așa un detaliu. Ia uitați, Doamne, ce frumuseți! Superb! Dar nu s-a mai putut să mai așteptăm până acasă. Ia uitați până îl desface Filip pe acela. Ia uitați aici, cât de frumos împachetat, ambalat. Deci nu știu cum a făcut Carmen așa aranjament frumos. Împachetate și a pus la fiecare cadou cât un, cât un ornament dintre acesta pentru brad, superbe. Stați așa să vedem pe unde desfacem. Vai! E total surpriză pentru mine, pentru că eu nu mă așteptam, adică a fost o chestie ce efectiv am făcut un gest pentru ea și draga de ea mi-a trimis, pentru că a avut adresa mea, pentru că a fost nevoie să i-o dau ca să cheme un curier la mine, mi-a avut adresa și mi-a și trimis. Ia să vedem. Doamne, niște pahare, dar ce frumoase! Wow! Doamne, ce frumuseți! Din sticlă, sunt superbe! Un set așa, din sticlă, nu? Superbe! Să le pun așa înapoi, că draga de ea le-am pachetat pe toate atât de bine, mi-am pus o grămadă de folii dintre acestea de protecție. Ador! Doamne, mulțumesc din suflet, Carmen! Superbe sunt! Aici avem din nou împachetat foarte frumos. Opa. Și mi-a trimis și felicitare! Mi-a scris așa un mesaj drăguț, felicitare, am deschis-o. Aceasta este. Și în interior am încă un aranjament dintre acesta pentru pus în brăduț. Ce e acolo? O cutie de bomboane. Cine-s bomboanele? Pentru mine. O cutie de Heidi. Tot așa, cu un moș? Moșcolai. Moșcolai? Da. Așa. Ce faine sunt. Wow, și uitați ce aromă. Nu le-am mai încercat. Nu, e să mănânc cu... Uitați ce frumusețe, o să-ți dau imediat. Uitați ce frumusețe, o să le punem în brăduțul nostru. Chiar sunt cu... Nu știu dacă ea știe sau dacă... Le-a nimerit așa cumva, dar noi pe culorile astea chiar mergem anul acesta. Ia uitați ce frumusețe. Ia. Doamne, ce frumoase de tare. Mulțumesc tare mult, draga mea, Carmen. Mai avem aici, după cum am spus, încă unul. Stai să te ajut un pic, Filip. Mai este unul acolo. Mai este acolo, da. Vreau să-l desfac în așa fel încât să nu-i rup. Vai, ce frumos! Ce frumos am împachetat! Ia uitați cum am făcut, eu credeam că asta e pus separat, dar nu. N-am văzut niciodată așa, așa de frumos ambalat. Wow! Aici avem încă ceva de pus în brad, dar nu vreau să stric. O să trebuiască să tai aici cumva, avem așa un cerb foarte frumos. Mai avem încă două cadouri și acesta, ia uitați aici. Și superbitate de cadouri. Uite pentru mine. Oh, ți-a trimis un Lego. Deci, noi o să mai luăm Lego pentru Crăciun. Dar să știți că este primul Lego așa pe care Filip îl are. Wow, cum îi spui, mami? Mulțumesc. Mulțumim tare mult. Ne simțim așa super răsfățați. Și mai ai un cadou? Ia să vedem. Wow, Filip. Două. Ce super! Așa, ca să-l și vedeți și voi. Wow! Face poze el. Face poze la ei. Da, mami. Ce sunt astea? Foci. Foca. Foca, mami, da. Le pun aici, apoi să le pun în cutie. Cred că îi place de tine, Filip. Mi-a și scris că ne urmărești și că... Na, ne se uită la vlogurile noastre. Nu știu dacă se uită la toate vlogurile noastre, dar... O veveriță. O veveriță. O veveriță. Ia. Să-l desfac la fel și pe acesta ca să nu îl stricăm. Ia uitați ce frumusețe. Deci pe lângă cadouri și ambalajele sunt... De-a dreptul superbe.
Aici mai este ceva. Stați așa puțin. Măcar nu am mai scos paltonul de pe mine, pentru că mergem în Carrefour imediat. Ce e aici, Filip? Tu tine. Ce e aici? Wow! 5 măști de față. În ambalaje dintre acestea super festive. Wow! Doamne, ce frumuseți! 5 set carte de 5 măști tip șervețel. Mască cu parfum de cocos, cu parfum de vanilie, cu parfum de ghimbir, cu ceai verde și cu rodie. Wow! Superb! Doamne, dar ce ambalaj frumos și ce bine arată toate! Da! Aici mai este, vine așa sigilat, dar vreau să-l desfac puțin ca să... Vreau să-l desfac puțin, că sunt foarte curioasă să le văd. Să vedem. Vai, ce frumusețe! Vin așa și scoți câte una. A, nu! Doamne, ce fain! E superb! Are 3, carte! 4 și 5! Chiar e așa ca o carte și fiecare pagină are o mască. Și măștile sunt așa. Hop. Ia uitați voi, Doamne, deci superb! Super. Nici nu știu de unde le-a cumpărat, n-am idee să vă spun. Dar sunt superbe și sunt așa, o idee foarte bună de cadou. Avem și cealaltă. Și mai avem un cadou aici. Care a venit așa împachetat, doar că s-a desfăcut. Așa era împachetat și cu acest, uite Filip, cu acest îngeraș. Îți mulțumim din tot sufletul, e superb cadoul de la tine. Mulțumesc, Carmen! E superb, tot cadoul e superb și nu trebuia să te deranjezi, chiar nu era necesar. Vrei să te ajut? Wow! Wow, ce frumos! Ce frumusețe! Vrei să o desfac? Eu mă uitam la lesene din asta. Te-ai uitat? Da. Ia să vedem. Uite și scrie aici că este o carte după filmul TV. Ai văzut tu? Da, de vară. Ia să desfacem. Stați așa că e împachetat așa. Wow! E foarte mare și frumoasă! Și foile sunt așa lucioase. Și avem, ia să vedem. Da, e o poveste aici. Cine e asta? Nu știu, o să vedem. Așa. Dorința de Crăciun se numește cartea. Mulțumim tare mult, Carmen. Te pupăm. E foarte frumos. Am venit la Carrefour după brăduri și anul trecut am venit aici și împachetarea gratuită și un gift card 25 de lei care aduce brăduțul înapoi până pe data de 15. Nu. L-am adus și anul trecut în ianuarie și am primit 25 de lei înapoi. Avem brăduțul! Ești fericit? Am luat brăduțul! Mergem acasă, nu știu că îl facem în seara asta. L-am luat astăzi pentru că așa i-a promis Rareș lui Filip, că luăm azi brăduțul. Cei de la Carrefour au o campanie și de fiecare dată când venim au mere gratis pentru copii. Și Filip de fiecare dată și-a măr de parcă n-are acasă. Ia să pună tati brăduțul în mașină. Și n-am mai luat foarte mult, am luat o litieră pentru pisici. Am luat ca să schimb litiera pisicilor. Niște pastiluții pentru gât, un silan, balsam de rufi și un bag de cola zero să mai avem în casă, că mai avem musafiri în perioada asta. Și atât. Yeah.
Am luat de la Mac mâncare pentru că cineva, adică Filip, de câteva zile bune, tot zice că vrea la Mac. Și am venit, am luat un Happy Meal. Rareș și-a luat un meniu mare și o să împărțim, pentru că vreau să mănânc altceva. Dar o să mănânc de aici, din Happy Meal-ul acesta. Și aici avem un coladero și un truc de măr. Hai să vedem ce are Filip aici. Hai să vedem ce jucărie are Filip aici. Ai nevoie de ajutor? Nu văd bine. Nu văd bine. Cred că trebuie să-ți facă tati. Da, super duper jucărie. Wow, da, ai ceva interesant acolo. De la tati să-ți arate el. Uite. Da, trebuie să-ți facă tati, trebuie să-ți... are roți. Sunt niște roți. Dar noi luăm Happy Meal pentru jucărie. Dar eu îmi iau Happy Meal de obicei când venim la Mac. Nu mi-au un meniu dintre acela. Rar îmi iau un meniu dintre acela mai. Îmi iau Happy Meal. Și o cățici. Așa te să arate. Uh-huh. Ok. Bun? Nu șerbinte? Am luat nuggets. Am ajuns acasă. Rare s-o duc, s-o ducă pe Luna la Andrei, care este medic veterinar, v-am mai zis eu. O să auziți de multe ori Andrei atunci când vine vorba de veterinarul pisicilor noastre, pentru că el este medic veterinar și este prietenul nostru foarte bun, care stă foarte aproape de noi. Și s-a dus să o ducă pe Luna să-i facă antibiotic injectabil. Pentru că de vreo două zile am simțit-o eu pe Luna că nu este ok. Face un zgomot ciudat când respiră și ca și cum horcă, așa, nu știu cum să zic. Și avea urechile foarte reci, așa. Da, așa făcea. Și am vorbit cu Andrei și îi dăm antibiotic. Și faci și injecție. Da. Nu e ok. Am simțit-o ea așa că nu este ok. Problema era cum respira, că credeam că vomită de fiecare dată când respira. Se auzea așa de parcă ar vomita. Că ea mai și vomită. Mă rog, nu foarte des, dar mai vomită. Că pisicile mai fac și asta. Dar m-am speriat când am auzit-o și astăzi am luat legătura cu Andrei. Și acum s-a dus Rareș cu mașina să o ducă pe Luna. Pentru că eu nu-i fac injecții și nici Rareș nu-i face. Și nici nu aveam ac și seringă. Dar da. În fine. Trecând peste asta, sper să fie bine. Vă dați seama că sper să fie bine. Am ajuns acasă. Am luat brăduțul și vrem să-l facem în seara asta, deși am zis că îl facem mâine, o să-l facem în seara asta. Da, păi este 7 și ceva și am zis că ce sens are să facem mâine, hai că-l facem astăzi, mâine facem altceva. O să vedem. Ploaie. Filip, tu ce faci? Ești bine? Da. Am venit să fac încheierea vlogului. Nu am mai filmat, am mai fost la Kaufland și am mai luat niște capsule de detergent de la Ariel, de la Ticeberg, un folie de aluminiu, nu mai știu ce am luat, de la Kaufland. Vai, deci am stat acum puțin, cât locul care are și pe Filip, că acum de când e venit Rareș, numai Rareș îl pune la somn. Rareș a adormit cu Filip și era să adorm și eu pe canapea, dar m-am apucat să editez, însă am venit să-mi fac un ceai. V-am tot zis eu că mă încearcă o răceală de foarte multe zile, dar nu m-am avansat, pur și simplu am avut așa ușoară dureri în gât, stările acelea specifice unei răceli, mi-au mai curs nasul, dar foarte puțin, însă acum iarăși simt că mă ustură în gât. Rare și este puțin răcit, deci nu este nimic imposibil. Am venit să-mi fac un ceai, am să-mi iau un paracetamol și voi închide vlogul aici, am făcut brăduțul. Dar o să inserez partea aceea mâine. Asta pentru că eu am observat că în vlogmasul de anul acesta am făcut vloguri foarte lungi. Și vreau să las partea cu brăduțul pentru mâine, că probabil aș întinde încă vreo 15-20 de minute vlogul. Și n-aș vrea să fac asta. Așa că ne vedem mâine de dimineață. O să încep cu vlogmasul de mâine direct cu partea pe care nu o inserez acum. Ce am filmat brăduțul în seara aceasta. A ieșit frumos, mie îmi place tare mult, dar să știți că nu este pe cameră la fel cum este în realitate. Oricum dă o senzație foarte plăcută și așa foarte cozy.
Deci, da, ne vedem mâine. Vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc multă sănătate și să ne revedem sănătoși mâine. Pa! A, și o caserulă cu măsline am luat de la Kaufland. Măslinele acestea cu busuioc, pe care le-am și mâncat până am ajuns acasă. Da, foarte bune!